Stimați concetățeni, în luna iunie anul trecut, noi scăpam țara de un sistem autoritar în devenire. În luna iunie anul trecut, noi speram că eliminăm un sistem autoritar, un sistem îndreptat împotriva cetățenilor, un sistem care ignoră prevederile legale, un sistem care este construit pe corupție, un sistem împotriva intereselor cetățenilor, un sistem care ne izola țara. Pe ce se baza acest sistem? Pe ce se ținea acest sistem? Acest sistem se ținea, în primul rând, pe oameni loiali. Pe oameni loiali numiți brutal în funcții, brutal contrar prevederilor legii, contrar competențelor lor, contrar meritocrației, dacă vreți. Acești oameni rămâneau loiali nu legii, rămâneau loiali celor care îi numeau în funcții. Acești oameni erau numiți contrar, foarte des contrar legislației, și acești oameni aveau în teorie funcția de a respecta legislația. Desigur că asta a dus la o degradare a instituțiilor noastre. Vedem astăzi cum Igor Dodon perpetuează aceleași metode. Vedem astăzi cum guvernarea lui Igor Dodon aplică exact aceleași practici de a promova oameni contrar sau a proteja oameni contrar legislației, de a proteja și de a menține oameni care vor rămâne loiali guvernării lui și nu legii. Oameni care nu au menirea și nu au scopul și nu au intenția de a proteja legislația și de a proteja instituția pe care o conduc în această țară. Astăzi o să vorbesc despre două cazuri din acestea, și anume cazul ANRE și cazul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și cazul ANSC, Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Ambele din aceste instituții au avut anumite reforme pe care le-am comunicat, pe care le-am implementat în anul trecut ca parte din memorandumul cu Uniunea Europeană privind acordarea asistenței macrofinanciare. Prima tranșă din acest memorandum ținea atât de reforme instituționale în prima cât și în a doua. Atât ANSC cât și ANRE țineau, deci erau parte din prima tranșă de asistență macrofinanciară de la Uniunea Europeană. Urmarea a mai multor acțiuni decisive, s-a reușit deblocarea acestor sume, s-a reușit deblocarea primei tranșe de 30 de milioane. Acum vedem cum, pe de o parte, guvernarea încearcă să ne convingă și să convingă societatea și să convingă inclusiv Bruxelles-ul că vor reforme, că țin la reforme, că vor să promoveze reforme, dar pe de altă parte permit brutal degradarea rezultatelor bune din cadrul primei tranșe. Uniunea Europeană nu poate avea argumente solide de ce să ofere a doua tranșă atunci când vede cum peste doar câteva luni instituțiile care trebuie construite și reformele care au fost comunicate ca și realizate în cadrul primei tranșe sunt deja sub pericol de a degrada sau chiar degradează. Ceea ce ține de ANRE, pentru istorie și pentru cetățeni este important să țină și să ia aminte. Numirea de săptămâna trecută la instituția dată, care este responsabilă de fiecare tarif pe care cetățenii îl achită lună de lună, a fost contrar legii. Legea, articolul 10 din legea cu privire la energetică, spune foarte clar: concursul este public. Un concurs public
după cum știm cu toții, nu înseamnă doar un interviu transmis live, ci și absolut toate evaluările și absolut toate procesele din cadrul identificării candidatului să fie publice. Fișele de evaluare, după interviul care este disponibil public, fișele de evaluare au fost colectate, au fost ascunse timp de aproape 2 zile. Ce s-a întâmplat cu ele atunci, în perioada asta, nu se știe. După asta a fost comunicat scorul final. Aceste fișe nu mai contează pentru că există un risc imens că evaluarea a fost alterată de unii dintre membrii comisiei, din deputații care au fost prezenți la acel interviu. Din acest motiv am insistat să bat alarma în fața colegilor din Parlament, am insistat să le explic pe silabe, pas cu pas, cum s-a întâmplat acest concurs și care sunt breșele din acest proces, înainte ca Parlamentul să decidă numirea persoanei identificate de Comisia Economie, Buget și Finanțe drept cel mai bun candidat. Parlamentul, majoritatea parlamentară a ignorat argumente foarte convingătoare, sunt absolut sigur de asta. A ignorat fapte care trebuiau luate în calcul și care trebuiau să fie la baza respingerii și anulării acelui concurs. Doamna care a fost numită săptămâna trecută în această funcție a fost numită urmare a unui concurs care nu corespunde legislației. Aceasta este ceea ce trebuie să știm noi cu toții, societatea. Nu așa se construiește instituția, nu așa se construiește încrederea oamenilor în această instituție. Oamenii trebuie să aibă încredere că persoana și conducerea instituției care le stabilește tarifele sunt independente, nu sunt datoare nimănui cu nimic din politicieni, au fost numite urmare a unui concurs impecabil și transparent și ele sunt acolo pentru un singur lucru, ca să asigure faptul că cetățenii achită cele mai adecvate și corecte tarife, dacă vreți. Asta nu s-a întâmplat, Parlamentul a ignorat argumente foarte solide, încă o dată repet, a ignorat fapte clare care demonstrează lipsa unei concordanțe dintre legislație și modul în care s-a petrecut acel concurs. Regret și condamn și trebuie cu toții să condamnăm acest fapt. Aleșii poporului sunt obligați să înțeleagă fiecare vot pe care îl dau. Aleșii poporului sunt obligați să asculte. Să asculte argumentele din toate părțile înainte să ridice mâna. Asta nu s-a întâmplat și asta nu se întâmplă cronic. Aleșii poporului intră în această sală și votează așa cum li se spune. Foarte des nu știu pentru ce ridică mâna. Asta este parlamentarismul din Republica Moldova și asta este pericolul democrației din Republica Moldova. Faptul că cei responsabili de decizii le iau cu ochii închiși, așa cum li s-a spus în alte birouri. Al doilea caz este deja cunoscutul caz al domnului Zagorodnei de la Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, instituție foarte importantă pentru procesul de achiziții publice. Atunci când un antreprenor este nedreptățit de o autoritate contractantă, asta este instituția care îi face dreptate. Din acest motiv este absolut important ca și această instituție să fie condusă de oameni integri, de oameni care corespund principiilor din legislație și oameni care pot să demonstreze competență și, cum am spus, independența. Asta nu este cazul domnului Zagorodnei. Din acest motiv, în luna iulie, domnul Zagorodnei a fost revocat odată. Domnul Zagorodnei, imediat după schimbarea guvernului, apropo, s-a simțit încurajat să atace acea hotărâre a Parlamentului prin care a fost revocat, să atace în judecată. Domnul Zagorodnei a câștigat în prima instanță litigiul contra legiuitorilor, dacă vreți. Domnul Zagorodnei
Și acea hotărâre a judecății seamănă mai mult cu un elogiu cazului domnului Zagorodnei. Regret faptul că inclusiv secretariatul Parlamentului nu a reușit să convingă judecata. Haideți să reieșim din bunele intenții ale tuturor participanților în acest caz. Regret faptul că legislația s-a interpretat absolut abuziv în acest proces și, cum am spus și data trecută la acest subiect, încurajez și insist ca secretariatul Parlamentului să meargă în continuare și să atace această hotărâre, această decizie la Curtea de Apel. Este absolut important și chiar crucial, principial, ca voința poporului să fie protejată și menținută de cei care ne ajută aici să facem legi. Este o chestie de principiu, cum am spus. Mai ales că domnul Zagorodnei în continuare nu îndeplinește condițiile legale de a fi fost numit în funcție. Domnul Zagorodnei în legislația cu privire la achiziții publice spune foarte clar, un consilier este numit de Parlament în funcție la Agenția Națională, la ANSC, dacă are experiența minimă de 3 ani de achiziții publice. Domnul Zagorodnei nu îndeplinește această condiție. Drept urmare, fiecare zi de aflare a domnului Zagorodnei în această funcție este un pericol pentru instituția dată. Cum am spus, este foarte important ca noi cu toții să ne dăm seama ce facem și să protejăm legea. Legea spune foarte clar, este o raritate când legislația noastră este într-atât de clară și într-atât de negru pe alb, dacă vreți. Suntem datori să protejăm legea, suntem datori să corectăm o greșeală care a fost comisă anterior, atunci când domnul Zagorodnei a fost numit în această funcție. Din acest motiv, nu doar atacul acestei hotărâri este importantă, este important ca Parlamentul să-și mențină și să-și protejeze decizia luată anterior, pentru că faptele nu s-au schimbat și realitatea la fel nu s-a schimbat. Am înregistrat săptămâna trecută un nou proiect de revocare repetată a domnului Zagorodnei din această funcție. Este responsabilitatea aleșilor poporului să-și mențină votul, să-și îl protejeze și să mențină și mai important legea. Legea care spune foarte clar, doar așa vom construi, legea spune foarte clar, criteriile sunt foarte clare și aceasta este la baza proiectului pe care l-am înregistrat. Asta am vrut să vă spun. Cum am spus și anterior, este foarte important să ne dăm seama de unde am pornit, este foarte important să ne dăm seama unde eram nici un an în urmă. Eram într-un stat corupt, eram într-un stat capturat, eram într-un stat fără instituții funcționale. Să ne amintim practicile care au dus la acel sistem ca să degradeze în acel hal și să ne dăm seama cine anume perpetuează aceste practici la moment, cine încurajează aceste practici și cine protejează incompetenții, corupții și oamenii care pur și simplu nu-și merită postul. Asta am vrut să vă spun. Este tot. Vă mulțumesc. Domnule, mai bun întrebare, vă rog, singură mică cu cei reporter, Canal 2. Vreau da. Să vă întreb, despre dumneavoastră anterior, tot s-a spus că ați fost angajat ilegal în guvernul domnului Tălar și atunci spuneați că responsabilitatea în acest caz nu va aparține. Eu nu pot să vă spun prea multe despre, chiar n-am intrat în esența acelui caz de, eu am fost angajat în 2009, este adevărat, știți, pe cazul meu nu a votat Parlamentul de două ori, odată să mă numească și a doua oară să mă revoce și cazul meu nu a fost atacat în judecată ca să fie interpretată legea într-atât de abuziv. Este o imensă diferență, responsabilitatea mea de consultant era una extrem de modestă. Asta este ce pot să vă spun la subiectul dat. Vreți să mă întrebați și despre Banca de Economie? Pot să vă răspund și asta. Asta e tot? Da. Mersi mult!